Hai că nu o să vă spun ce am aflat după ce am întrebat ăsta de român diverse lucruri. Sunt Laurențiu Ungureanu, sunt jurnalist și în ultimii 2 ani am rămas în redacția Recorder. Colegii spun despre mine că îmi stă mult mai bine atunci când scriu decât când vorbesc și în general în spatele camerei decât în lumina reflectoarelor și în general că e mai bine să pun întrebări decât să dau eu răspunsuri și chiar și eu cred că jurnaliștii ar trebui mai degrabă să facă jurnalism decât să vorbească despre cum fac jurnalism sau nu știu, să dezbate despre starea presii în general, dar chiar și așa am ales să-mi asum parada asta de impostură și să vă vorbesc un pic despre meseria mea și despre ce fac eu în redacția Recorder. Nu știu câți dintre voi ați auzit despre Recorder, poate ridicați mâna sus care știți site-ul recorder.ro. O să vă spun totuși un pic că recorder.ro e o publicație online creată și deținută de jurnaliști. N-avem patron, n-avem interese politice, n-avem culoare politică, nu urmărim interese obscure. Suntem 10 jurnaliști acum în redacție care se încăpățânează să creadă că își pot face meseria asta fără podoabe, fără cine știe ce cosmetizări. Și poate vă imaginați că redacția noastră arată așa ca o scenă de film în care suntem jurnaliști super tenace și ne este totul din prima. Oricum, poți să-ți imaginezi multe atunci când spui jurnalism. Poți să-ți imaginezi că e ceva grandios, că e ceva strălucitor. De fapt, nu prea. De fapt, arată așa. Asta e redacția noastră. În partea dreaptă e practic o masă la care ne adunăm noi. Eu am fost încă de la început în redacția asta. Am fost a 5-a roată la căruță. În sensul că site-ul recorder.ro a fost lansat de colegii mei Cristi Delcea, Mihai Voina, Răzvan Ionescu și Andrei Crăciun. Ei au avut ambiția de a crea o publicație care să fie construită pe principii care de fapt ar trebui să ghideze orice jurnalist în profesia lui. Anume, jurnalism onest, făcut cu pasiune și pus în serviciu public. Și sincer să fiu, cam asta e tot despre Recorder. Nu prea știu ce altceva să vă spun. Numai că, vedeți, în ăștia 2 ani de când existăm, i-au făcut pe prietenii de la TEDx Constanța să conchidă că am depășit întrucâtva niște bariere, că am ieșit din tiparele jurnalismului. Eu am venit până aici să-i contrazic. Am venit la Constanța ca să vă spun de fapt că eu cred că suntem una dintre cele mai convenționale redacții. N-am ieșit din niciun tipar. Încercăm, de fapt, să nu depășim limitele profesiei noastre, care profesia noastră, da, are niște limite foarte, foarte rigide. Acum 11 ani, când am intrat eu prima oară într-o redacție, exista în accepțiunea tuturor ideea că jurnaliștii sunt gatekeeperi. În ce se decide în ședința de redacție, aia e știre. Ce intră în ziar, aia e știre. Chiar și în facultățile de jurnalism, asta afli, că jurnaliștii sunt gardienii informației. Exista mereu schimbul ăsta de replici cu redactorul șef, în care eu îi spuneam că mai este și subiectul ăsta și el îmi spunea, aruncă-l pe net, dă-l pe net. Cumva site-ul redacției în care lucram era divizia B a materialelor noastre. Acum, firește, nu mai e așa, pentru că cu toții ne informăm de pe vloguri, de pe bloguri, social media, tot oricine are un telefon la îndemână, e capabil să arunce o informație în spațiu public. V-aș întreba, nu știu, când ați cumpărat ultima oară un ziar? Foarte puțin mai cumpără ziare și mi se pare normal să nu mai cumpărăm ziare. De acolo ne informăm, de pe internet. Numai că ne mai uităm și la televizor, deși televiziunea pare mai mult așa un termen umbrelă pentru moguli, corupție, șantaje, jurnaliști, aserviți, bizoni. Un exemplu. Când CNA-ul este plătit de fapt să tolereze derapajele din spațiu public, nu să le sancționeze, ajungi în contextul ăsta cumva ajungi să fie asaltat de foarte multe non-informații și atunci ai nevoie, cred, de anticorpi, ca să reușești să selectezi informațiile necesare. Ai nevoie să decizi ce e relevant și cum faci asta. Pur și simplu urmărind
producțiile eminamente jurnalistice. Și eu cred că asta e redacția noastră, eu cred că asta face Recorder. Și de asta cred că, înainte de a vă vorbi un pic despre ce facem noi, ar trebui să e nevoie de niște delimitări, ar trebui să vă spun ce nu facem, de fapt, la Recorder. Și pot să vă spun că nu suntem jurnaliștii puterii. Cred că e destul de clar asta, că nu preluăm fără aparat critic declarații sau comunicate de presă, că nu suntem portavoce a instituțiilor de presă, instituțiilor de forță din România. N-ați văzut pe site-ul nostru politicieni care să se simtă comfy la interviuri, nu le știm răspunsurile, ei nu ne știu întrebările, și lucrul ăsta se practică destul de des. Nu suntem jurnaliștii puterii, dar nu suntem nici jurnaliștii opoziției. Încercăm să sancționăm derapajele de orice parte ar fi ele. Încercam să vă arăt aici un video, o bucată dintr-un reportaj de la un meeting PNL în Alexandria. Era unul dintre primele meeting-uri organizate de PNL cu ocazia alegerilor europarlamentare. Și, bineînțeles, elementul inedit era că organizau meeting-ul ăsta tocmai în Alexandria, în orașul Liviu Dragnea, sigur. Am mers acolo cu curiozitate pentru a vedea, de fapt, că ei folosesc aceleași instrumente pe care Alminteri le condamnă. Adică oamenii aduși cu autocarele, păcat că nu se vede, oamenii aduși cu autocarele pus să aplaude sau să huiduie la comandă. Îmi amintesc o anume replică a lui Florin Roman. Ludovic Orban poartă vestă pentru care spatele prinde cicatricile din lupta cu Dragnea și mafia lui. Ei bine, după ce am dat reportajul ăsta, am primit, bineînțeles, reacții de la liberali. Iar reacțiile au fost: Recorder, ne-ați dezamăgit, credeam că sunteți cu noi. Ei bine, ne bucurăm, în cazul ăsta ne bucurăm că v-am dezamăgit, pentru că n-am vrut nicio clipă să fim cu voi. Nu suntem jurnaliștii puterii, nu suntem jurnaliștii opoziției și nu suntem corporatiști. Asta e destul de important, cred eu. Nu lucrăm de la 9 la 6, nu avem programul ăsta. Hai să vă mai dau alt film. Poate colegii pun bucata din reportajul de la meeting-ul PSD din Iași. Am fost patru jurnaliști acolo. Ne-am întors seara la acasă, la părinții unuia dintre colegii noștri care ne-au găzduit, și am văzut că avem un material foarte, foarte mult. Avem foarte, foarte multe, foarte, foarte multe lucrat, astfel că pur și simplu am stat 3 zile. Am stat 3 zile să edităm, să prelucrăm fiecare secundă așa cum am găsit noi de cuvință. Și asta pentru că, de fapt, n-am avut niciun fel de presiune. N-am avut presiunea că materialul nostru trebuie să intre în jurnalul de la ora 5. N-am avut presiunea că trebuie să dăm repede orice ceva. Și am avut singura presiune pe care am avut-o a fost presiunea calității. Și asta noi decidem, practic, ce considerăm că este de calitate, ce considerăm că este relevant pentru voi. Încă un lucru important, poate reveni la prezentare, nu suntem activiști. Nu spun că asta ar fi un lucru rău, pentru că se va supăra colegul Marian Rădună pe mine. Nu de puține ori am fost abordați: haideți, fraților, hai să-i dăm jos. Ăștia, cu ajutorul vostru, îi dăm jos. Am fost îmbrățișați în Piața Victoriei. Emoționant, fie drept, numai că oamenii n-aveau motive să ne îmbrățișeze. Ei ne îmbrățișeau pentru că am contribuit să-i dăm jos pe unii. Nu vrem să facem asta, nu vrem să-i dăm jos pe unii. Vrem doar să transmitem informații. Încă o delimitare: nu facem literatură. Încercăm să spunem ce s-a întâmplat, nu ce simțim noi sau ce credem noi în legătură cu ce s-a întâmplat. Încercăm să avem cât mai puține atingeri metaforice sau ingerințe literare. Nu avem o relație tandră cu evenimentele la care participăm. Și, ca exemplu, operatorul nostru David Muntean chiar a fost agresat de mult mai multe ori decât ați văzut în reportajele noastre, doar că uneori am ales să nu dăm imaginile astea pentru că caracterul violent al celor despre care făceam reportaje putea reieși mult mai clar, mult mai evident și din alte imagini. Nu suntem vlogger, nu suntem comentatori, jurnaliști de divertisment sau alți creatori de conținut. Și ceva foarte important, cred eu, nu suntem jurnaliștii prejudecăților voastre. Nu spun că e ceva rău să ai prejudecăți, pentru că toți avem. Încercăm foarte mult să nu vă spunem ceea ce vreți să auziți. Încercăm să nu vă lăsăm să dormiți
comod. Încercăm să vă puneți întrebări și cred că și de asta ați venit aici, nu? Ca să nu rămânem captivi propriilor idei. Și nu avem o linie editorială, din ce știu eu, nu avem nicio linie editorială. Singurul criteriu în funcție de care redacția noastră alege să urmărească anumite subiecte este relevanța lui pentru oameni. Termin asta, poate că cel mai important lucru este că nu ne-am plictisit. Nu ne-am plictisit de meseria noastră, suntem curioși. Facem ce ne place, chiar facem ce ne place. Suntem curioși și punem întrebări și căutăm răspunsuri. Și nu facem practic, nu facem nimic mai mult decât ce ne-ar cere meseria noastră. Și dacă și după descrierea asta așa stângace cum a fost, veți continua să credeți că Recorder este pentru câtva din tipare? E bine, eu voi continua să cred că asta nu e despre noi, nu e vorba despre noi aici, cât e vorba despre alte redacții în care lucrează jurnaliști la fel de valoroși sau poate chiar mai valoroși decât noi, dar care lucrează nu pentru instituțiile în care lucrează, ci în ciuda lor. Și asta e întrucâtva destul de trist. Așa s-a format redacția noastră, din jurnaliști care au renunțat la posturile lor, care ar fi putut, sincer, ar fi putut fi destul de confortabile, au renunțat la posturile lor din redacții mainstream pentru a face meseria asta în cadrul unei instituții care respectă valorile jurnalismului, nu în ciuda instituției astea. Și asta înseamnă că n-ar trebui, adică asta înseamnă să renunțăm la mofturile micilor șefi care vor doar să-și primească salariu, fără patron conectați la mediul politic, fără organigrame tixite. Așa am ajuns și eu la Recorder, am plecat de la o televiziune destul de importantă, pentru că într-o sâmbătă, seara, am fost sunat de producătorul general care mi-a spus că ancheta pe care o făcusem nu va mai fi difuzată. Era o anchetă mild, hai să fim serioși, era vorba despre cum niște instituții promovează un discurs instigator la ură. Producătorul general care mă sunase își dăduse înainte acordul pentru difuzarea emisiunii, numai că se sucise pentru că primise o notificare de la un avocat care reprezenta una dintre instituțiile despre care vorbesc, hai să numesc Coaliția pentru Familie, care amenința că va da postul în judecată. E bine, producătorul general a zis, ok, mai bine nu, mai bine scoatem emisiunea de pe post. N-am fost întrebat nicio clipă dacă e despre veridicitatea lucrurilor pe care le susțin. N-am fost întrebat dacă am respectat codul deontologic. N-am fost întrebat nimic, doar mi s-a spus, sigur ai exagerat cu ceva. Și ok, exemplul ăsta nu e cel mai dur. Sunt conștient, numai că sunt multe astfel de exemple care ne deviază de la scopul fundamental al meseriei noastre și asta este informarea publicului, nu informarea voastră, adică înștiințarea despre fapte, stați să vă spun care este scopul meseriei mele, înștiințarea despre fapte, idei, mărturii în speranța că vă vom oferi opțiunea de a vă forma o opinie și mai ales de a fi la curent cu ce se întâmplă. Atât, asta facem la Recorder și adunăm informații și le punem în dezbaterea publică. Și nu pentru că am fi noi pentru câteva special, ci pentru că voi nu aveți timp de asta. Aveți copii, aveți joburi, aveți alte lucruri mai bune de făcut. Și cu toate astea, trebuie să știți, vreți să știți cine, ce, unde, când, cum, nu? Vreți să știți de ce și mai ales găsesc eu că este cea mai importantă întrebare care ar trebui, al cărei răspuns ar trebui să fie conținut în fiecare material de presă, aveți nevoie să știți și ce dacă. Cu ce vă afectează pe voi că o informație care vă este prezentată. Pentru că dacă aflați că va crește roborul, e clar, vi se vor mări ratele, vă veți da mai mulți bani din buzunar. Dar dacă aflați de la televizor, mă rog, că Viorica Dăncilă s-a simțit extraordinar la reuniunea comunității românești din New York. Nu știu cu ce vă ajută asta. S-ar putea să vă ajute, habar n-am, dar nu știu eu. Ce am zis până acum, vi se pare că e întrucâtva ieșit din tipare, vi se pare că e ceva special? Pentru că eu cred că nu, eu cred că astea sunt regulile de bază ale jurnalismului, de fapt. Și astea sunt cele mai importante repere și pentru noi. Adică să nu ne uităm scopul și să menținem intactă încrederea cititorilor. Și pentru a păstra încrederea asta, pentru a ne păstra credibilitatea, e nevoie de un singur lucru. Să spunem adevărul. Asta e cea mai importantă responsabilitate noastră. Dacă spunem adevărul, dacă ne respectăm produsele pe care vi le oferim, adică aruncăm acolo 3 propoziții fără măcar să le corectăm, dacă ne gândim la interesul vostru, nu la interesul surselor, nu la interesul politicienilor, al corporațiilor sau
eu știu ce alte interese, atunci nu există posibilitatea să gafăm, nu există posibilitatea să facem ceva, să nu scoatem un produs de calitate, pur și simplu. Dar pentru a construi presa asta de calitate despre care cred eu că vorbesc, mai e nevoie de ceva. Cred că și voi sunteți în aceeași măsură responsabili. Prin felul în care vă alegeți sursele de informare, până și prin comentariile pe care se adună la finalul articolelor și poate și prin disponibilitatea voastră de a plăti pentru informație. Pentru că acum 20 de ani cumpăram ziare, nu? Și cumva așa se și formează relația asta de încredere pe care ne-o dorim cu toții și așa ne facem și noi meseria fără să ne mai îngrijorăm despre supraviețuirea presei. Și cred că da, atunci când majoritatea formează normalitatea, nu? Deși normalitatea asta nu e chiar normală, a fi convențional poate însemna a ieși din tipare. Și așa că, nu știu, până când se va schimba ceva fundamental în România, cel puțin cu privire la jurnalism, eu zic să mai rămânem un pic convenționali.